Boris Johnson a anunțat că a devenit din nou tată. Este al șaptelea copil al premierului britanic în vârstă de 57 de ani. Politicianul are patru copii cu fosta soție, un copil născut în urma unei aventuri, iar acum doi copii cu actuala soție. Premierul britanic Boris Johnson și soția sa, Carrie, au anunțat joi nașterea celui de al doilea copil al lor, o fetiță, informează Sky News. O purtătoare de cuvânt a cuplului a spus că premierul și doamna Johnson sunt încântați să anunțe nașterea unei fetițe sănătoase la un spital din Londra. Fetița este al șaptelea copil al premierului, lucru care l-a confirmat abia în septembrie după multe speculații cu privire la numărul de copii pe care îl are politicianul de 57 de ani. El are patru copii cu fosta soție Marina Wheeler, un copil născut în 2009 în urma unei aventuri cu consultantul în artă Helen McIntyre, iar acum doi copii cu actuala soție. Actuala doamnă Johnson, în vârstă de 33 de ani, a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor în luna iulie a acestui an.